găsit tuturor, mă bucur. Mă uit cu o bucurie la voi pentru că sunteți atât de tineri și atât de frumoși și aveți așa de mulți copii în jur, încât îmi dau lacrimile de adevăratelea. Nu o să vă spun povestea mea pentru că o știți. Și eu am fost în aceeași situație ca și Ivona. În anul 2 de facultate mi-am permis să rămân însărcinată pentru prima dată în viața mea. Evident că au fost presiuni din partea familiei, prietenilor, din partea celor care spuneau că mă iubesc. Nu aveam atât de puternic în mine glasul lui Dumnezeu pe vremea aceea, dar se pare că am fost atât de protejată, târziu am aflat lucrul ăsta, atât de îmbrățișată de Maica Domnului, care mi-a inoculat un singur gând în inimă. Copilul meu se va naște. Și m-am bătut cu toată lumea, i-am convins, pentru că mulțumesc lui Dumnezeu și părinților mei m-au făcut un copil încăpățânat, care a știut întotdeauna ce își dorește și care a luptat pentru ceea ce își dorește până în pânzele albe. Dacă unele lucruri poate n-au meritat atâta îndârjire din partea mea, iată că în 1989, când am rămas însărcinată, m-am confruntat prima dată cu un lucru pentru care chiar a meritat să mă lupt cu toată lumea în jurul meu. Și vă mai spun ceva, un lucru pe care l-am învățat târziu, pe care îl știți cu siguranță, dar mesajul ar fi pentru cei din jurul dumneavoastră care se îndoiesc, care poate n-au aflat, dar știți cum niciodată nu este prea târziu. Dumnezeu e viață. În momentul în care ne lepădăm de viață, ne lepădăm de Hristos. Pe mine m-au învățat niște oameni înțelepți că cele trei importante lucruri din viața noastră pe care trebuie să le luăm ca literă de lege sunt următoarele: să nu te împotrivești, să nu te revolți și să nu cazi în deznădejde. În momentul în care cunoști și iei aceste trei lucruri și le lipești de sufletul tău, o să-ți dai seama că indiferent de ce vârstă ai, indiferent de care sunt condițiile sociale, o mamă care rămâne însărcinată nu este singură. Ea în permanență o are pe Maica Domnului lângă ea, îl are pe Hristos și are pe toți sfinții alături de ea. Și ei, pentru că sunt vii pe pământ și nu sunt doar undeva în cer și ne privesc așa de la depărtare, și nu ne privesc doar dintr-o icoană pictată sau desenată sau cum vreți, sunt vii lângă noi, ei ne vor trimite oameni care ne vor întinde mâna și care ne vor ajuta și care ne vor trece peste greutăți, peste obstacole. Mie așa mi s-a întâmplat. Și dacă e să dau un sfat, cum mi-aș permite, dar dacă sunt întrebată, spun lucrul ăsta. Și astăzi am fost întrebată și am fost rugată să vin să vă spun lucrul ăsta. Este următorul lucru. Nu uitați că nu sunteți singuri pe pământ. Asta este voința de care vorbea și Ivona înainte. Noi, din prima clipă în care ne naște, nu suntem singuri. Din prima clipă în care dăm naștere unui copil, nu suntem singuri, indiferent că avem în jurul nostru un tată sau nu, că avem în jurul nostru părinți care să ne susțină sau nu, că avem prieteni sau nu, Dumnezeu va face în așa fel încât la un moment dat cineva să se împiedice în fața noastră și să ne ia în brațe atunci când ne e greu. Vă mulțumesc!